Conform directorului executiv al AJUFM Hunedoara, Georgeta Tomuța, anul 2022 a început destul de prost, în condițiile în care, în luna ianuarie, rata șomajului s-a apropiat de 4%, iar mai bine de jumătate dintre șomeri nu sunt indemnizați. Doamna director, cum am început anul din punct de vedere a ratei șomajului în județul Hunedoara? Nu tocmai bine. Rata șomajului pe luna ianuarie a înregistrat o creștere de 0,24 puncte procentuale, astfel că la finele lunii ianuarie înregistrăm rata șomajului de 3,93% față de luna decembrie când aveam 3,64%. Avem un număr de 6.723 de persoane înregistrate în căutarea unui loc de muncă, șomeri indemnizați și neindemnizați în evidențele AJUFM, dintre care 3.300 femei. Ca și în lunile precedente, cei mai mulți șomeri din județul Hunedoara provin din mediul urban. Sunt cu studii liceale și au vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani.